Începutul primăverii a fost marcat și la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta, Turnu Severin. Elevii municipiului au participat la un atelier creativ, unde și-au confecționat mărțișoare pentru persoanele importante din viața lor. Voi știți ce sărbătorim noi astăzi? Da. Ce? Ziua Maiorului. Da, 1 martie, da. Ce anul timp este acum 1 martie? Primăvara. Primăvara, bravo. Și ați venit la muzeu să confecționăm mărțișoare, da? Da. Da. Voi aveți pe masă mai multe materiale. Noi am pregătit mărțișoare, dar nu în totalitate, pentru că noi o să vă lăsăm pe voi să confecționați. Noi avem acolo modele cu ce o să pregătim, dar voi, având o imaginație așa mai bogată, vă lăsăm ca fiecare să aibă mărțișorul lui să fie unul. Muzeul Regiunii Porților de Fier sărbătorește primăvara organizând ateliere creative cu micii severineni. Primii participanți au fost preșcolarii de la grupa mijlocie Step by Step, Mișcoala Gimnazială Constantin Negreanu și elevii Liceului Pedagogic. Am venit de la școala Constantin Negreanu cu unii dintre cei mai mici copilași, adică elevii de clasa 1, clasa 1A, care ei fac pentru prima dată mărțișoare într-un cadru organizat, pentru că anul trecut le-am făcut în online. Dar, după cum ați observat, sunt talentați și pentru că lucrează la orele de AVAP și și-au însușit tehnici și mânuiesc ustensilele foarte bine, au dat dovadă de foarte multă creativitate, ați observat lucrul acesta, lucrează cu drag și se bucură de venirea primăverii, măcar în suflet, că deocamdată afară mai așteptăm un pic și pentru că mărțișorul reprezintă pentru noi românii un simbol și reprezintă viața, reînvierea naturii. Câțiva preșcolari de la școala gimnazială Constantin Negreanu au confecționat pentru prima dată un mărțișor. Ce pregătești aici? Aș vrea să fac un mărțișor pentru mama mea și am făcut așa, cu o inimioară și o bucată de material și să le lipesc așa. Este prima oară când faci un mărțișor? Nu, asta e a doua oară. Ce mărțișor vei face tu astăzi? Vreau să fac unul pentru mama mea. Cum arată mărțișorul tău? Vreau să fac un cerc albastru cu multe flori. Este pentru prima dată când faci mărțișor? Da. Îți place? Da. Mărțișor vei face astăzi? Pentru mama mea. Cum arată mărțișorul? Vreau să fac un cer cu multe paiete. Mărțișorul este o sărbătoare tradițională românească a primăverii, a prospețimii, a bucuriei, a victoriei, binelui împotriva răului. Astăzi am decis să confecționăm niște mărțișoare cu începutul primăverii și al bucuriei. Mi se pare că este o activitate care ne dezvoltă pe toți și este foarte interactivă, o activitate plăcută. Ce vrei să-l dăruiești? Mamei mele. Astăzi am venit împreună cu colegii mei pentru a confecționa mărțișoare cu ocazia venirii primăverii. Ce mărțișor vei face astăzi? Cu ajutorul paietelor și lipiciului vom lipi pe forme și vom crea mărțișoare. Cui ai de gând să îl oferi? Îl vom oferi doamnelor de aici și probabil putem să luăm acasă să oferim mamelor noastre. Muzeografii secției relații publice, marketing cultural și pedagogie muzeală le-au vorbit copiilor despre originea, semnificația și legenda mărțișorului în tradiția populară românească și au îndrumat pe aceștia în realizarea mărțișoarelor care în ziua de 1 martie vor fi oferite cu mare drag persoanelor de sex feminin din viața lor. Continuă seria de activități legate de mărțișor cu școala Constantin Negreanu, clasa 1, cu liceul pedagogic clasa 7 și astăzi avem câteva fete de la colegiul elevilor din Drobeta Turnu Severin care se vor ocupa de îndrumarea acestor micuți în realizarea mărțișoarelor. De asemenea, cei prezenți au avut parte și de un moment muzical.
Sub atenta îndrumare a coordonatorilor, elevii au realizat o gamă variată de accesorii într-o manieră foarte originală.